O nouă rută de troleibuze a fost lansată în capitală. Aceasta va circula din Chișinău spre orașul Ialoveni, fiind prima linie de transport electric care face legătură dintre capitală și o localitate din afara municipiului Chișinău. Până noua rută, cu numărul 36, activează trei unități cu propulsie autonomă, iar intervalul de circulație este de 25-30 de minute. Lungimea totală a liniei este de 25 de kilometri și timpul de rotație de 90 de minute. Taxa pentru o călătorie în raza orașului Chișinău este de 2 lei. O taxă similară este achitată și pentru o călătorie în raza orașului Ialoveni. Totodată pasagerii care vor circula din Chișinău până la Ialoveni trebuie să scoată din buzunar câte 4 lei. Potrivit primariei Capitalei, decizia privind lansarea noii rute de trolibuze a fost luată de Consiliul Municipal Chișinău pentru soluționarea problemei asigurării cu transport a călătorilor din Ialoveni. Ruta de trolibuz numărul 36 are următorul itinerar. Tur. În raza orașului Chișinău, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Vasile Alexandrii, șoseaua Hâncești, în raza orașului Ialoveni, strada Alexandru cel Bun, sensul Giratoiu. Retur în raza orașului Ialoveni, strada Alexandru cel Bun, în raza orașului Chișinău, șoseaua Hâncești, strada Miurița, strada Gheorghe Asachi, strada Panhalipa, strada Ismail, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Anterior au fost lansate alte patru rute noi de troleibus spre suburbiile capitalei. Este vorba despre Sângera, Stăuceni, Trușeni și Durlești. Tot pe 8 februarie a fost lansată și ruta de autobuz numărul 16, care are traseul de la Universitatea Agrară la Parcul la Izvor. Autobuzele vor circula pe itinerarul rutei de troleibuz numărul 33, care face legătura dintre sectoarele Reșcani și Buiucani ale capitalei. Pe rută vor activa trei unități de transport cu 18 curse pe zi și un interval de 30 de minute în orele de vârf. Programul linii va fi organizat în intervalul orelor 6.30 și 21.00.